sunt de 11 consilieri din 14 aleși. Reprezint domnul Dragu și domnul Roșu Constantin. Propun la vot procesul verbal la ședința anterioară. Suntem de acord? Da, pentru domnul primar, ca să prezinte ordinea de zi a ședinței și pe acolo. Bună ziua! Bine v-am reîntâlnit! Am lăsat ședința ordinară de luna martie, în ultima zi a lunii. Speram că am fi putut avea bugetul de la Guvern și de la Consiliul Județean și am fi putut suplimenta pe ordinea de zi. Pentru că nu avem bugetul, prezentă numai cele 3 puncte din luna martie. În speranța că până pe data de 10 aprilie vom avea și sumele de la Consiliul Județean Bacău și vom face o altă ședință ordinară la jumătatea lunii aprilie. Cele 3 puncte de ordinea de zi sunt următoare. 1. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii de Consiliul Local numărul 9 de 28.3.2021 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei ca și județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 31/1991 prin includerea pozițiilor numărul 337 și 338. Punctul 2. Un proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență a Comunei Cașin, inițiatorul primar. Punctul 3. Un proiect de hotărâre privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodărire, întreținere și curățenie, colectare, transport și depozitarea deșeurilor, activității comerciale, precum și măsuri de protecție a mediului, inițiatorul primar. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da, da, da. 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 La primul punct avem o revocare în hotărâri de Consiliul Local numărul 9 din 28.3.2021 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al sănătății de Bacău, aprobat prin hotărârea de Consiliul Local pentru includerea pozițiilor numărul 337 și 338. Da, noi aici în Consiliul Local avem niște hotărâri, iar prefectura are niște decizii. Nu tot timpul prefectura este de acord cu hotărârile Consiliului Local. Unde sunt anumite probleme, ne vedem tot. Și ne spun ce avem de corectat. Iată că la anumită perioadă avem câteva hotărâri de Consiliul Local. Este vorba de cele două străzi, 337 și 338, care vorba este de prinde în inventarul comunii, cel de pe drumul vinilor și cea de pe strada Preot Marta și strada Mărăcilor, care le-am aprobat în luna ianuarie în inventar și prefectura a considerat că mai trebuie să obținem un aviz al Ministerului și apoi să dăm o altă hotărâre de Consiliul Local. Cu îngăduința dumneavoastră, trebuie să revocăm această hotărâre și să o aprobăm într-o altă ședință în lunile următoare. Asta e. Doamna Vâncetă. Da, raportul de avizare, Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 9 din 28 ianuarie 2021, privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Cașin în județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Cașin numărul 31 din 1999, prin includerea pozițiilor numărul 337 și 338, în conformitate cu prevederile articolului 125 și ale articolului 136 alinia 6 și alinia 7 din OUG 57/2019 privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre.
La punctul 2 de ordinea de zi, avem în aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea ajutorului umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență de urgență a Comunei Brașov. În fiecare an trebuie aprobat un plan de asigurare de resurse umane, de prevenire în cadrul unor situații de urgență. Acest plan, în urmărirea acestui plan, ne-a consiliat un domn comandant Caian, ne ajută cu întocmirea acestui plan de la situații de urgențe, de la pompierul domn Lucaci. Și avem o serie de măsuri care trebuie să socotești pe perioada întregului an și am să vă citesc o parte din aceste măsuri de informare și de înființare a populației, de avertizare, de recunoaștere și cercetare, de comunicații și informare, de căutare, de descărcare, de blocare pe de acces, de protecție a populației, de exemplu, evacuare, cazare, adăpostire, asigurarea de hrană, apă, alimente și alte măsuri de protecție, de localizare și extingere a incendiilor, asigurarea transportului, asigurarea energiei pentru iluminat, de încălzire, menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice, reabilitarea stării provizorii de normalitate, acordarea de ajutoare la primă necesitate. Și ce materiale am avea nevoie? Noi o parte din materiale pentru situații de urgență le avem, o parte nu le avem. Dacă bugetul ne permite, mai putem completa o serie de materiale. De exemplu, trebuie să avem o centrală telefonică, materiale de informare, pliante, afișe. A trecut cam 300 de bucăți de pliante. Noi avem 30 și ceva. Puncte de informare, amplificator voce portabilă. Noi avem 3, dar ne-au solicitat să avem 4. Acumulatori amplificator, sirene electrică. Avem una. Din fericire, una trebuie pentru comună la școală. Telefoane mobile, 14. Au utilitat ISU. Nu avem, e foarte greu, e costisitoare. Costă 10.000 de euro. Când om avea bani, poate o să avem. Motorină, am găsit de motorină, trebuie să avem în decursul unui an 200 de litri. Binoclu, cameră video, calculator prin primată, lanterne, ori gătiri, echipamente, protecție, de intervenție, personal instruit, să avem un număr de 40 de persoane, fabrică de marcat, o serie de măsuri care, dacă avem putin, le putem completa, le putem achiziționa, stingătoare, târnacoape, măturoaie, avem cele mai simple, așa le avem, găleți, lopată, ulei motocomp, pichet, PSI, bocanci, PSI, țeavă, vejurare de lopere, deci foarte multe necesare, boiler, electric, generator, port de campanie, o parte de avem, o parte trebuie să le achiziționăm dacă avem buget personal instruit. Deci astea sunt măsurile și planul care materialul e mult mai scufăt. Dacă aveți timp și l-a studiat înainte de ședință, puteți să-l mai studiați și dumneavoastră. Și referatul de aprobare, privind emiterea hotărârii de aprobare a planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situației de urgență, având în vedere prevederile următoarelor acte normative, propun aprobarea planului anual de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență. Sperăm să nu avem nevoie, nu avem situații de recursă pentru localitate, să ne ferească Dumnezeu din calamități naturale. Domnul Vice. Da, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea domeniului public și privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea
planului al nostru de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență al comunei Cașa, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7 din ordonanța de urgență numărul 57/2019, privind votul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Trecem la punctul 3 de ordinea de zi, privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodărire, întreținere și curățenie, colectare, transport și depozitare a deșeurilor, activităților comerciale, precum și măsuri de protecție a mediului. La fel, sunt niște măsuri care trebuie să anual aprobate în Consiliul Local și aplicate în comună, atât de cetățeni, că sunt de persoane fizice și de persoane juridice și de noi ca instituție publică referitoare la activitatea de gospodărire și întreținere și curățenie. Și avem foarte multe măsuri, noi le și aplicăm în această perioadă și le vom aplica pe parcursul întregului an. Obligațiile și răspunderile care revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice, agențiilor economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a localităților, pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie. Aceste măsuri sunt următoare. Măsuri pentru protecția sănătății publice cu sprijin și sub supravegherea organului de specialitate ale statului. Măsuri pentru conservarea și protecția mediului. Măsuri pentru prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor de și cursurilor de apă prin depozitarea necontrolată a deșeurilor de către agenții economice sau de către cetățeni. Realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport și prelucrarea deșeurilor, a gunoiilor, amenajarea unor locuri speciale de depozitare. Respectarea prevederilor legale și a documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism, aprobate precum și normelor privind executarea construcțiilor, curățenia străzilor și a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, agenții, repararea și întreținerea străzilor, a drumurilor, a podurilor, a poteților, curățarea și amenajarea șanțelor, măturatul, spălatul căilor de acces, întreținerea spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii, întreținerea în bună stare a construcțiilor existente, repararea și zugrăvirea periodică a acestora. Eu citesc câteva măsuri. Păstrarea curățeniei și respectarea normelor igienico-sanitare, unităților de cultură și de sport, păstrarea, repararea și restaurarea păniciei vechi și a monumentelor de efectul comunitar, colectarea, transportul și depozitarea rezidurilor solide, cu excepția rezidurilor toxice, periculoase și a celor în special. La fel și agenții economici au o serie de măsuri de primire. Obligațiile instituțiilor publice ale agențiilor economici și a celorlalte persoane juridice să execute lucrări de reparare, obținerea cadrelor, raporturilor, repararea acoperișurilor și a coșurilor de fum, precum și să întrețină curățenia și îndeplinirea locuinților în anexe de gospodărie și mulți credinci al terenului pe care le dețin. Să asigure curățenia periodică, ori de câte ori impune, așa, în care vorbe, pe care am mai citit, da? Să asigure igiena în imobile și în cimbile distincte sub orice formă, prin activități de curățenie, de dezinsecție, de ratizare. Să nu distrugă garduri care prejmuiesc clădirile cetățenilor sau care aparțin domeniului public sau privat, al comunilor sau al parohiilor locale. Să nu manevreze vanele de la rețeaua de iluminat cu apă, să nu pici ceva prin cămini sau la transformatoare de aprindere, tablourilor electrice de la iluminatul public, cu excepția persoanelor autorizate. Să aibă un comportament civilizat față de angajați și autorității, administrații publice locale și interziții primarului, abilitatea să dispună la aplicarea măsurilor prevăzute în prezenta hotărârii. Norme de igienă. Să asigure repararea imediată a
căror defecțiuni a apărut în la instalația de alimentare cu apă, în cazul în care avem avarie, tot când am avut o avarie până la decembrie, revedea tot, să controleze starea de curățenie de la ordinarițe și din grupurile sanitare din unitate, asigurându-se spalarea și dezinfectarea zilnică, ori de câte ori este necesară a acestora. Să asigure pentru personalul de îngrijire a grupurilor sanitare echipament de lucru de culoare diferită față de cel destinat altor activități. Deci o serie de măsuri atât pentru administrația locală, cât și pentru agenții economici și pentru cetățenii comunicași, care trebuie să aplicate informații agenției economice despre aceste măsuri cu aprobarea hotărârii de Consiliul Local. Sunt mai multe măsuri și sancțiuni care nu le respectă și vor fi și sancționate către organele abilitate. Comisia pentru programele de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunii, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, arătând proiectul de hotărâre privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodărie, întreținere și curățenie, colectare, transport și depozitare a deșeurilor, a activităților comerciale, precum și măsuri de protecție a mediului, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6. Și aliniat 7 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Cine vrea să ia cuvântul, voi invita la cuvânt. Dacă nu se pune să fie aprobat. Nu, să lăsați, dacă poți să aveți de ceva. În cazul în care nu sunt luat de cuvânt, aș vrea să mai fac o precizare. Fiindcă, după cum spuneam la începutul ședinței, încă nu avem bugetul și nu putem demara unele activități în comună, dar sperând că până pe data de 10 aprilie, niciodată nu am venit așa de târziu bugetul de la Guvern și apoi Consiliul Județean va redirecționa sumele aferente creditării localități. Nici nu putem semna contracte și pentru alte proiecte sau să demarăm unele activități în comun. Dar sperăm că până pe 10 vom avea bugetul și în urmă datei de 15 aprilie vom ne vom întâlni în ședința ordinară pentru a împărți bugetul și pentru a pune și alte puncte pe ordinea de zi, vom avea o ședință cu mai multe puncte și vom avea și indicatorii pentru proiectul de eficientizare energetică la școală, care s-a mai prelungit sesiunea de depunere cu încă o lună, până la sfârșitul lunii mai. Am avea timp. Mai avem tot de săptămâna cealaltă se vor începe lucrările la iluminatul public, se vor schimba lămpile aproape în întreaga comună, vreo 400 și ceva de lămpi. Și din acest motiv iluminatul funcționează pe întreaga perioadă al nopții, fiindcă vom face cei de la medii, am cerut să facem o diferență, să vedem câți bani s-a cheltuit pe iluminatul vechi și să vadă diferența câți bani se vor cheltui pe consum, pe iluminatul nou. Sperăm că vor fi mai eficiente și costurile vor fi mai puține. Dar s-a lucrat la acest proiect, este aproape gata, mai urmează să ne elibereze autorizația de funcționare cu ajutorul Consiliului Județean Bacău și de săptămâna cealaltă, până de sărbătorile pascale, se vor înlocui toate lămpile, aproape toate lămpile în comun. Și iluminatul va funcționa pe întreaga perioadă a nopții. La dosarele care au întocmit cetățenii pentru gaz, am trecut de 250 de dosare și ne-au contactat directorul de gaz de la Bacău, ne-au trimis oamenii din teren, în primă ei, și cu ajutorul dânșilor am scanat acele dosare pe site-ul de gaz grid, dar ne-au rugat să nu le scanăm pe toate odată, fiindcă sunt foarte multe sofrate. Și le-am dat
pe zone, ca și Purița, o să mai avem din Vlasca, Poichița, în fiecare zi de luni ne-au rugat să încărcăm aceste dosare, fiindcă vom primi și răspuns în 30 de zile despre aceste dosare și de atunci, de faptul că sunt foarte multe dosare în un județ, în întreaga țară, ne-au rugat să încărcăm în fiecare săptămână către un set de dosare și avem și confirmarea celor care le-am încărcat, ne-au dat confirmarea că le-au primit. Mai avem și așteptăm cu nerăbdare să scoatem la licitație proiectul de asfaltare al drumurilor comunale, un proiect important pentru localitate. Proiectul a fost refăcut, a fost trimis la fir Iași pentru aprobare, am dat și noi hotărârea de Consiliul Local. Trebuie să stea la cei de la fir 30 de zile, astăzi sunt 21 de zile de când avem la fir. Mai trebuie să treacă cele 9 zile și apoi să nu scoate la licitație. Dacă lucrurile decurg normal, adică nu ne vom izbi de, eu știu, de piedici, nu vom, dar deocamdată nu cred că vom avea, dacă au trecut atâtea zile la Iași, vor trece și cele 9 zile, îl vom scoate la licitație, speranța că vom avea o firmă serioasă, la sfârșitul lunii aprilie, firma câștigătoare s-ar putea apuca de treabă în localitate. Din acest motiv am vrut să fac unele precizări referitoare la proiectele localității despre iluminare, despre asfaltare, despre școală și despre dosare întrăcate pe site-ul de la GRID. Dacă mai sunt și alte informații, puteți să ne aduceți la conștiință sau o să vă mai informăm în ședința următoare de la jumătatea lunii aprilie. Noi supunem spre aprobare punctul prezentat în urmă de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Este dat proiectul spre aprobare? Da. Nu ne-am invitat. Bine, se vedem la următoarea.